Și Rubis, da. Hat. Și pe de asta aștept, Rubis, aștept, aștept. Rubis, Hat și Adrian Robert 22. Adrian Robert 22. A scăpat, gata. O să îl închid când ajung acasă, oricum nu, el nu prea se pricepe. Să știi că nu Rubis, Hat m-a fascinat, ci Adrian Robert 22. De la ce vine 22? Nu știu, sunt eu pasionat de numere. Zii, mă, că vine de la ce credeam eu. De la ce, ia? De la... Ca să-i dăm foc lui Rubi, nu fi praie. Fetelor, Adrian Robert 22 vine chiar de la lucrul ăla la care m-am gândit și voi. 22 a dormit? Cum ar fi? Eu nu știu cum ar fi. Să-mi povestească cineva, mă rog. Rubi, de mâine să vezi. Și este la liber. Ai contul la liber? Ce? Nu, el, Robert, ai contul la liber? Nu e privat, nu? Nu e privat. Nu, e la liber. Nu e privat, e la liber. Fetelor, e acum... Free for all. Fetelor, nu mai purtați pantalonii, evazați. Uite-o, bă. Haide, mă, ce ai? Ne, mă, 22 e de la Jordan, dar ai 23 și n-a putut să pună 23. Așa a pornit. Do? Așa a pornit. Jordan minus 1. Eu am jucat basket vreo 11 ani, așa a pornit. Jordan la puterea minus 1. Da. El avea 23, da, mă rog, na. Serios? Bine. Intră Rubi și blochează toate conturile. Ăsta este și rostul prezenței lor aici, să-i scoatem din zona de confort, să le testăm răbdarea, pentru că în Asia Express, ați văzut, au fost momente în care s-au certat, cachiorii, dar și momente emoționante. Unul dintre ele a făcut-o chiar și pe Gina să plângă. Frumos moment. Da. Dar până